Da, și deci testul numărul? Tot. Varianta B. Varianta B. 1. Se dă triunghiul ABC. Deci se dă triunghiul ABC. În ipoteză, da. Triunghiul ABC. Măsura unghiului BAC 75 de grade. BAC 75 de grade. Măsura unghiului ABC 45. Măsura lui ABC 45. Da. AC egal cu 12. AC egal cu 12 cm. Să se afle area și perimetrul triunghiului. Area și perimetrul triunghiul ABC și perimetrul triunghiului ABC. În concluzie. Facem un triunghi care îți corespunde realității, se zice. Da, deci un triunghi. Măsura lui A 75 și a lui B 45. Da, așa, să zicem A și B, da? Da. Dacă, cât o mai rămas până la 60. 60 de grade, da? Da, da. Deci B-ul pare a fi cel mai... B-ul e 45. B-ul, A-ul, nu? A-ul, A-ul e 75, da. Au, să zicem așa. Au 75. Puneți A. Grade. Au, da. B-ul este 45, adică B-ul, cel mai mic. B-ul este 45. 5 în lotul 60. Hai să zicem B-ul și ceva, da? Mm-hmm. Și AC-ul o știm de 12. Și A, C, este de 13. Dar să mânați. Zimea de... Dar să mânați mea. Din A, da. Din A. Da. O notăm cu A prim. A prim, da. Da, și avem... Aici de 90 de grade. Da, de 90 de grade. Atunci mai rămâne ăla din A să fie de 20, nu de 20. De 30, mai de 30. Până la 90 de grade, 60. Bine. Stăm 60. Unde ne gândim. Deci asta e de 30 de grade. A, C, 6. A, C, dacă e ipotenuză, este ipotenuză și fiind de 12, ani, cateta care se opune unghiului de 30 de grade este de jumătate din ipoteză. Deci, ce A prim? Hai să scriem în triunghiul. În triunghiul A, C, A prim. A, C, A prim. Fiindcă măsura lui A' egal cu 90 de grade și mai avem că măsura lui C egal cu 60 de grade, din astea două reiese că... Măsura lui A, măsura lui A, A, A prima spusă de A' 90? Deci măsura A... A' 90, da? A' prim, da, da, da. Și atunci măsura lui A 30. Măsura lui A egal cu 30 de grade. Atunci reiese, și cum de desubt avem că AC este de 12 centimetri, da. Rezultă din cele două că CA' CA' este egal cu AC pe 2. Pe 2 e egal cu 6. 6 centimetri. Bun. Și acum dacă o avem și pe CA prim și pe AC, aflăm pe AC. Sigur că da. Deci în triunghiul... În același triunghi. A, din triunghiul A, tot în același da, triunghi. Da, în triunghiul A, CA prim. Teoremii lui Pitagora, tot acolo sunt. Da? Da. Teorema lui Pitagora în același triunghi. Da. Rezultă de aici că îi AC pătrat. AC pătrat, da. AC pătrat egal cu A prim pătrat. Da. Plus CA prim pătrat. De unde AC pătrat egal cu 144,
acei 12. Deci rezultă că AC pătrat, adică 244. 144 egal cu A prim. A prim pătrat. A prim pătrat. La pătrat, dacă nu spui la pătrat, să știi că e greșeală. Plus. Foarte mare. Chiar. Corect. Plus 36. De unde scoatem că A prim pătrat vorbește? A prim pătrat egal cu 144 minus 36. De A prim pătrat este egal cu... Facem acolo 108, cred că. 108, da. 108, da. 108 și 6 radical din 3. Face 6 radical din 3. A prim 6. Și avem înălțimea și atunci aria putem să aflăm. Nu avem pe BC. Da. Trebuie să o aflăm pe AB. Păi AB, A prim e congruent cu B A prim. Să din ce motiv A prim? Pentru că A prim AB are 45. Așa. Mm-hmm. Noi am avut 75 tot așa, da? Da. 75 de grade. Atunci asta este decât de 45, da? Mm-hmm. Adică triunghiul isoscel. Deci în triunghiul A putem să spunem. A prim. B. Acolat avem măsura lui A, că suntem în triunghi, da. Spun, măsura lui A. A prim, domn profesor, 90. Măsura lui A prim egal cu 90 grade. Măsura lui A. Măsura lui A egal cu măsura lui B egal cu 45. E în ipoteză, da? Da. Rezultă de aici că triunghiul... Rezultă de aici că triunghiul AA prim B... Triunghiul AA prim B este dreptunghi isoscel. Și de aici reiese că putea aplica Pitagora. Da, reiese că AA prim e cât AA prim B. Da. Dar dreptunghi isoscel înseamnă că A... A prim egal cu A prim B și egal cu cât ne-am dat, 6 radical din 3. Am făcut-o, nu? Da. Deja, da. Egal cu 6 radical din 3. Acum putem să o aflăm pe acum, toată BC AB. Știm cât e. Da, domn profesor, acum pe toată BC știm că ai 6. Acum din teorema catetei, nu? Nu teorema catetei, ne adunăm pe cele două. Da. BC toată azi este egal cu ce A prim pe care o știm. Da. 6 plus 6 radical din 3. Da. Scoatem, dă 6 factor comun. BC. Deci BC va fi egal cu CA prim. CA prim plus A prim B. Prim B. Și egal cu 6 plus 6 radical din 3. Și egal mai departe, scoatem pe 6 factor, 6 pentru 1 plus radical din 3. Și ia uite cu avem și pe BC. Acum aflăm pe AB. Teorema de Pitagora. Unde? În ce triunghi? În triunghiul AA prim B. Așa. În triunghiul da. A prim B. În triunghiul A A prim B. Avem că avem așa că conform teoremei lui Pitagora, am zis că e 90 de grade. A. Din teorema lui Pitagora, da, AB la pătrat. AB pătrat egal cu A prim B, A prim B pătrat plus A prim A pătrat. Echivalent cu AB pătrat egal cu A prim B pătrat, care am zis că e 6 radical din 3. Da. 6 radical din 3 tot la pătrat. Da. Plus 6 radical din 3 tot la pătrat. La fel. Tot 6 radical din 3, da? La pătrat. Și egal mai departe, egal cu... Egal cu AB pătrat, egal cu... Înseamnă echivalent, dacă... Echivalent cu... 72 egal cu BC și 72. De două ori, zice că e de două ori 6. De două șase, ori 6 radical din 3, da, la pătrat. 6 radical din 3 totul la pătrat. Mhm. Și egal cu 2 ori. Fără. Corect. Egal cu 2 ori. 2 ori 6 la a doua e 3, 6, 3 6 ori. Lăsăm așa, 6 la a doua. Da. Ori 3. 3, corect. Da? 2 ori 6 la 2 ori 3. De unde AB simplu va fi radical din asta. Corect. Deci AB simplu. Radical din 2 ori 2 ori 6 la 2 ori 3. Da. 6 la 2 iese. Da. Și iese 6 radical din 6. 6 radical din 6, da? Da. Și acum perimetru. Perimetru este imediat. Perimetrul triunghiului
A, B, C va fi egal cu 12. 12. Plus 6 radical din 6. Plus. Da. Deci am zis că 6 pe lângă 1 plus radical din 3. Este acolo, nu? Da. 6 pe lângă 1 plus radical din 3. Și va fi egal mai departe cu 6 peste tot. Da, îl dăm un factor. Dăm un factor. Vine 6 pe lângă A de vorbește. 6 pe lângă 2 plus 2 plus, 2 plus radical din 3. 2 plus radical din 6. 2 plus radical din 6 plus 1. Plus 1 și plus radical, radical din 3. Da. Și face 6 pe lângă. Egal cu 6 pe lângă 3. Că 2 și 1 fac 3. Plus radical din 6. Plus radical din 3. Și Aria am aflat-o? Nu. Și atunci Aria? Aria, hai să facem și. Deci la perimetrul triunghiului ABC avem 6 acum 6. Pe lângă. Pe lângă. 3 plus radical din 6 plus radical din 3. Și Aria egal cu baza. A triunghiului ABC. Baza ori înălțimea pe 2. Da. Adică BC-ul care e 6 ori A primarii, să zicem, supra 2. Și egal cu 6 pe lângă 1 plus radical din 3. 6 pe lângă 1 plus radical din 3 ori. A prim care este a prim, 6 radical din 3. 6 radical din 3. Pe 2. Totul pe 2. Și egal cu? Simplificăm. Iată 3. 3 ori 6, 18. 18. Pe lângă? 18 pe lângă 1 plus radical din 3, 1 plus 2 radical din 3. Păi nu te-ai mulțit acolo, măi. Ei, da. 1 plus radical din 3, 1 radical din 3. Da. Nu-i radical din 3 și plus radical din 3. Am putea scrie plus 2 radical din 3. Atent. Zici da, ca și cum îți trec ușor peste greșeală, greșeala este foarte mare. Atenție multă. Când ai zis 1 plus radical din 3, 2 radical din 3, de parcă ar fi fost la radical din 3 cu radical din 3. Deci te-ai mulțit acolo. Multe greșeală. Așa, asta este 18 aria. Radical din 3 pe lângă 1 plus radical din 3. Deci 8, sus, 8, dacă acolo așa scrie, da? Aici vom spune egal cu 18 radical din 3, la ăsta l-am pus în față în 18, pe lângă 1 plus radical din 3. Cel mult mai putem mulți aici cu radical din 3. Ca să vedem vine radical din 3 ori 1 plus radical din 3. Radical din 3 care e 3. Deci putem să scriem și forma asta. Adică 18 pe lângă 3 plus radical din 3. Uh-huh. 3 plus radical din 3. Da? 3 plus radical din 3. Cam mulțit pe radical din 3 și radical da, din 3. Da, din astea sigur vă da la testa. Da, sunt unii și calcul algebric, exact, toate chestia asta. Exact, urmăresc cu toate. Da? Deci eu, profesorul urmărește prin testul ăsta să vadă și cum stați cu lucrul cu, cu radicale acolo, calcul algebric. Așa întotdeauna și cu asta și o să... Dacă se vedea ca primul test, mai contează ca primul, ca al doilea, voi trebuie să fie pe aceeași, păi ar fi ca aceeași da, se echilibrează, așa trebuie să fie subiectul exact echilibrat, cum s-a întâmplat și în ordine crescând a dificultății, să aibă un subiect, o chestiune mai echilibrată, deci așa, așa e corect să fie, da? Da, fiecare profesor. Și dacă văd la altfel, luați-mi și voi întâi cele mai ușoare. Sigur, asta o știu foarte bine. Și după aia alea grele, da? Vă împiedicați, treceți mai departe, nu s-ar pierde timpul. Deci avem strategia asta. Facem chestiunile la prima citire. Cele care, și urmă, la celelalte, mai insistăm un pic. Am stat în 5 minute, acum nu ne-a venit în minte, trecem la alt subiect. Corect. Ca, îndată, până la sfârșit, să gestionez bine timpul care l-a la dispoziție. Da. ABCD este un trapez. Ipoteză. ABCD trapez. ABCD. Trapez. Trapez. AB paralelă cu CD. AB paralelă cu CD. Măsura unghiului BAD egală cu măsura unghiului ADC. Și egală cu CD.
da. Egală cu 90. Da. Trapez drept când iar BD este bisectoarea unghiului. Bisectoarea unghiului ABC. BC. Dacă BD egal cu 2AD. BD egal cu 2AD. AD. CB egal cu 4 radical din 3. C. B. B. Egal cu 4 radical din 3. Să aflăm în concluzie aria și perimetrul trapezului. Aria lui ABCD și perimetrul. Cine? Și perimetrul lui ABCD egal cu cine? CD egal cu cine? Deci un trapez dreptunghic. Tot dreptunghic. Exact ca cel din aici. Da, în partea anterioară. Da, să zicem ABCD. Bisectoarea unghiului BD. BD este bisectoarea unghiului ABC. A, B, C. BD. Unim A cu C, nu? BD. Aha, BD. E bisectoarea unghiului. Adică BD împarte unghiul din B în două unghiuri. De unul cât pe doi, sau cum se rotam acolo. Așa, unghiul ăsta de aici. B1 și unghiul 2. B2, da? Corect. Bine. BD de două ori AD. BD. BD de două ori A. AD. AD. Ce informație avem. Informație foarte tare. Valoroasă. Către unghiul BAD e dreptunghic. Da, păi este, știu că e dreptunghic. Și într-un trin dreptunghic în care cateta opusă e jumătate din ipotenuză, obligă unghiul ăsta de cât de grad să fie? 30. 30 grade. Foarte important. Și iau, așa și cum e B1 cu B2 și ăla e 30, ăla e 30. Deci ăsta e de 30. Adică măsura unghiului B tot e de 60. Și atunci ce-ul de cât o să fie? 60. Hai puțin. Ce-ul? Da. Așteptați un pic. Așa, 90 cu 90. 180 și cu 60, 240, minus 360, 120. Dar Miruna, așa, așa merge foarte repede. Unghiurile adiacente, așa, ăstea fac 180. Ăstea au făcut deja împreună, nu? Paralelita e desecantă. Cât sunt isoscele? 120. Și atunci? BC cu CD sunt congruente. Dacă ăsta de 30, 120, îți obligă pe ăsta să fie de tot de 30. Adică ești mă știu. Da. Deci asta e cât asta, nu? Uite da, cum se faci panul repede. Corect. Să vedem ce mai știm. Știm că BD, așa, știm că BD dorea de am exploatat-o și CB, BC. Oh, și avem pe BC, 4 radical din 3. Deci BC este asta, 4 radical din 3. Atunci și de ce e 4 radical din 3? Și aici pot pune 4 radical din 3. Deja avem o groază de informații. BC, 4 radical din 3. Ne mai trebuie. Da. Atunci și ăla din D o să fie de 60. Bun, hai. Miruna, dacă aș duce din C perpendiculară? A, s-ar forma un dreptunghi. Ce prim aici? Ce ce prim? Triunghiul ce ce prim B. Ce fel de triunghi este? Care? Dreptunghi. Ce? Partea cealaltă asta la pe B, A mai mare decât D, și mie mi-e iese C-ul ăla pe afară. Unde mi-e figura noastră? La noi corespunde. La noi e bun. Da. A, C' e 4 radical din 3, aducea repede, repede. Deci, A... A, C' prim. A, C' prim, este 4 radical din 3. Sigur că dacă e de C, nu? Păi da. Deci asta este 4 radical din 3. Și în triunghiul CC prin B, vă rog să priviți în triunghiul CC prin B. Așa. Ce fel de triunghi este? Dreptunghi. Și acum am aflat-o și pe aia la altă. Putem teorema Pitagora? Dar nu, AB acum, toată le-a putea mai ai.
Păi nu, tu arunci așa, la A, B, este A, C prim A de știută, C prim B știută, știm de A, B, condiferență. Da. Bun, și mai rămas A, D să o calculăm. 8 radical. A, D sau C, C prim? Păi C, C prim. Păi da, teorema lui Pitagora. Acolo Pitagora. Acolo, da. C, C prim. Acolo te vine, da? Da. Adică C, B pătrat egal cu B, C prim pătrat plus C prim C, da. Să redactăm până aici. Hai să redactăm tot ce am făcut. Problema e făcută acum. Da, da, gata. Deci, la rezolvare, ce spunem aici? Sau demonstrație, zicem? La demonstrație spunem așa. Să plecăm de la început, domn profesor. Sigur. La informația asta, că B de bisectoare. Așa, avem că B de bisectoarea unghiului ABC. ABC, da? B de bisectoare lui ABC rezultă că măsura unghiului ABD egal cu măsura unghiului punem B1 cu B2? Sau nu punem B3? Nu, și mai adăugăm că în ipoteză avem asta, parcă avem unghiul cu ABC de 60 de grade de una. Nu. Am avut că BD e 2 ori AD. De aici am plecat noi, că e unghiul... Bun. BD, hai să scriem de aici, între unghiul, ABD, ABD, avem acolo, adică... Măsura unghiului A, 90. Da, măsura unghiului A, egal cu 90 de grade. BD e de 2 ori AD. BD, egal de 2 ori AD. AD. Deci rezultă că... Măsura unghiului. Dacă BD, BD, de 2 ori AD, rezultă că măsura unghiului ABD, da, ABD, egal cu 30 de grade. Da. Și cum asta era bisectoare din cele două, da, rezultă că măsura lui ABC, da, măsura lui ABC, e dublu, nu? De 2 ori. 30 și egal cu 60 de grade. Și de aici rezultă că măsura lui BCD, măsura lui BCD, egal cu 120 de grade. Bun. Și de aici rezultă că și măsura lui CDB, deci e triunghiul, în triunghiul DCB, DCB, avem AD. Ce avem în triunghiul ăsta? Triunghiul DCB. 120 de grade. Măsura unghiului CBD. CBD. Egal cu 30 de grade. Din cele două, rezultă că măsura celuilalt unghi. Da, măsura lui CDB. CDB 30 de grade. Și de aici rezultă că triunghiul CBD isoscel și avem că CB. De ce? Atunci e egal cu... Dar nu spune că mai întâi CB e egal cu 4 radical. Nu, facem copil, că de ce? Din faptul că e isoscel AD. Da, de ce? De ce? Cu CB. Care e egală cu 4... Și de sub CB. CB egal cu 4 radical din 3. Atunci și CD egal cu 4 radical din 3. Bun. După aia, cum... Zicem CC prin perpendiculară pe AB. Da. Fie CC prim perpendiculară pe AB, rezultă că AC prim e 4 radical din 3. AC prim, da, este egal cu cine? Cu 4 radical din 3, da, corect. AC prim egal cu 4 radical din 3. Și acum dacă luăm triunghiul ăla, CC prim B... La, da, triunghiul. În triunghiul. Ce ce prim B? Ce ce prim B? Avem. Avem. Măsura unghiului ce ce prim B,
Măsura unghiului. Ce, ce prin B? Ce, ce prin B? De 90 de grade. Da, de 90 de grade. Măsura lui C prin B, C, 60. Ce prin B, C? 60. E de 60. Și să nu știu că C prin C, B, 30. Măsura lui C prin B, C, C egal 60. De 60 de grade. Da. De aici rezultă că unghiul BC, C prim, da, măsura lui B, C, 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 B, C, C prim, egal 30. Cu 30 de grade. Și de aici rezultă... Pe, și pentru că BC e 4 radical din 3. Exact, și cum BC egal cu 4 radical din 3, din cele două... Rezultă că... C prim B e 2 radical 3. C prim B, C prim B... E egal cu 2 radical din 3. Din teorema lui Pitagora, în ce e B. Da. În același lucru, da. Aplicăm Pitagora. Și da. Conform teoremei lui Pitagora. Conform. T. P. P. În. În același triunghi. În ce e ce ce prin B. B. O, C e B pătrat. C. B pătrat egal cu. Ce ce prin la pătrat. Ce ce prin. C, da. Plus? C prin B pătrat. C prin B la pătrat. Echivalent, da? Ce ce prim, ce B ce o știm, domn profesor? 4 radical din 3. La pătrat. 4 radical din 3 la pătrat. Egal cu C ce prim care o aflăm acum. C ce prim pătrat. C ce prim pătrat. Plus 2 radical din 3 totul la pătrat. Hai, Arginie. Ce? Plus 2 radical din 3, totul la pătrat. Iunde reiese că C prin pătrat. Asta ne interesează. Înălțimea. C prin pătrat. 4... Hai să facem calcul acolo. 4 la pătrat. 16 ori 3. 48 minus 4 ori 3, 12. 4 ori 3, 12. Și face 36. 36. C ce prin? 6. E 6. 6. Bun. Acum pentru arii avem tot ce ne trebuie. Și pentru perimetru, perimetru tot avem tot ce ne trebuie. Gata. Deci, aria e aria. Cu ABCD. ABCD egal la AD cu... Aria lui ABCD egal cu baza mică. AB, scrie AB. AB plus CD. Totul în paranteză. Totul de mulțit cu CC prim. Supra 2. Și egal cu... Egal cu AB. AB, adică e 6 radical din 3. 6 radical din 3 ori. Ori ce ce prim? Ba nu. 6 radical din 3 plus 4 radical din 3. De ce, mă? Hai molea. 4 radical din 3 și cu 2 radical din 3 fac 6 radical din 3. Eu cred că e izolat asta. Așa, plus 4 radical din 3. Păi de ce nu? Da, mai, da. Plus 4 radical din 3. Ori ce ce prim care este... Dar stai că n-a spus-o pe CD. A spus doar pe AB, domn profesor. AB, așa. AB care este 6 radical din 3. Da, plus 4 radical din 3. 4 radical din 3, da? Da. Ori ce ce prim. Ce ce prim. Care am zis că este 6. 6, o avem aici. Supra 2, simplificăm prim. Și vine 3. 6 și cu 4 fac 10. Ori 3, 30, nu? 30 radical din 3. Asta e aria. Deci aria este egal cu 30 radical din 3 centimetri pătrați. Și perimetru acum. Perimetru egal cu 4 radical din 3. CD egal cu 4 radical din 3 plus 6 plus 6 plus 6 radical din 3 plus 4 radical din 3. Așa? Plus 4 radical din 3. Sumă tuturor, da. Și egal, ia să vedem ce putem facem aici. Dar de radical din 3 câte avem? Avem câți? 10 și 4, 14, nu? A, 14 avem, da. 10 și 4, 14. 14 radical 6 din 3. Plus, sau 14 radical din 3. Plus 6. Și egal cu, dăm un factor comun. Un 2. Maxim. Atât putem face. 2 pe lângă 7 radical din 3. Plus 3. Plus 3. Așa este. Și am terminat și testul. Și aia, da? Da. Hai să vedem ce a fost aici interesant. E același joc. Nicio dificultate, doar... Poate aici a fost momentul când am sesizat că asta e jumătate din ipotenuză. Corect. Care se te trimite, de aici se rupe problema. Corect.
unghiul de 30 de grade, asta fiind bisectoare că se păstra de 60, asta de 120, la că se păstra de 30, triunghii sau ce, să nu fie problema. Deci, neapărat. Încă o dată, nimic nu mi se dă în plus. Tot am explicat. Absolut. Numai dacă aveți grijă să spuneți tot timpul. Autorul ne dă minimă, minim. Și exploatați tot. Măi, vezi de bisectoare. Hai să văd ce s-o de aici. Dacă ceva încerc să elaborez un raționament fără să valorific toată ipoteza, nu am făcut nimic. Înseamnă că sigur te duci pe un teren minat, iurea, nu ai nicio șansă. Ești pe miriște. Șapte. Da? Da. Cât e? Șapte? Șapte, 20. Hai, stăm. Mai stăm? Da. Mai stăm. Ha. Ca să terminăm... Da. Ce mai, câte probleme sunt astea? L-am terminat cu ăsta. Două le-am făcut data trecută. Atunci, am înțeles. Încercăm de oprit, că am și pe ăsta, pe round. Dacă am și spus, de-aia v-am și întrebat. Da, da? Da. Am și pe round care mă întreabă probleme ceva. Exact, are și el o problemă. Două dintre problemele am făcut data trecută și de aceea am terminat. Da. Hai să ne oprim aici. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit profanat și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la și o secundă, să vedem așa, facem un pic de sinteză. Vedem ce lucruri au fost aici importante. Hai să vedem ce am avut aici. Păi am avut așa. Teorema lui Pitagora. Deci, teorema lui Pitagora. Pitagora, da. Da. Teorema fundamentală a semnării. Corect, da. A semnării. Măsura unghiului de 30 de grade. Într-un drept unghi. Da. Unghiul opus. Cateta opusul unghiului. 30 de grade jumătate de ipotenuză, da? Da. Cateta opusă unghiului. De 30 de grade. De 30 de grade, da? Jumătate din ipotenuză. Am avut puteri, de ce nu să zicem că am lucrat da, puteri în cadrul problemelor? Din ipotenuză. Puteri. Da. Trapezi. Operații. Operații. Puteri. Da. Am mai avut... Trapez, paralelism, pentru că ne-am folosit de asta ca să... Trapez. Paralelism. Ei, și sigur, mai fost probabil o serie de lucruri, dar în mare cam astea a fost chestiunile pe care am avut... Deci programul lui Pitagora am folosit acolo când e relație prelucrată sau corect, corect, corect scrie. Deci poca teoremii lui Pitagora, reciproca. Teoremii lui Pitagora. Nu mai teorema lui Pitagora. A trebuit tu. Da. A reușit cu ea. La revedere. La revedere. Seara plăcută.